Primăvara și toamna, pur și simplu, din datul naturii. Așa, așa vrea natura să fie, acum cald, acum frig, acum lumină, acum întuneric. Într-un mod similar, natura își proiectează propriile forme prin copii. Pentru mine a fost important și interesant să urmăresc cum se manifestă această creativitate naturală, genuină, în cazul Sofiei, motiv pentru care am și decis, imediat ce m-am întors din Canada, în urmă cu un an, să scriu această carte și, într-un fel, să conserv nu doar lucrările, ci laboratorul și circunstanțele, fazele concrete în care anumite opere, cum și cea de aici, de pe copertă, au apărut. Despre roman, probabil, mai sau... Poate că facem trecerea... Cred că nu, dar nu avem timp să vorbim prea mult. E o carte pe care, dacă veți dori să o citiți, veți vedea cât plătești. L-aș ruga pe Vale să citească două paragrafe. Da. Care în 3 minute se mai degrabă. Și vă faceți o idee asupra textului. Ce, de fapt, suflu și, mă rog, ideea sau stilul o să fie vizibile mai degrabă acolo. Gisele de să două franșa, în felul așa. De aici sau de la... Da, mai întâi trebuie să vă spun că e un roman orgă, așa l-a definit Cristian Crăciun și așa o să-i spunem la orice lansare de acum încolo. E un roman orgă, da, un roman orgă. Și cântă din toate registrele, e scris în mai multe registre. O să regăsiți aici echivalată liric, verba pe care ați observat-o la Vianu când vorbește, indiferent despre ce carte, pentru că nu își permite să fie un personaj bobaric, trăiește acum și aici cu dumneavoastră exact ceea ce este în el. Și este mult, o să vedeți aici. E un roman care o să vă uluiască un pic, oricum nu o să ajungeți prea curând la sfârșitul lui, pentru că, în primul rând, vă acaparează și deveniți de la începutul cărții personaj. Domnul Giorgione aici, trecem de la una la alta, folosește un citat al lui Milorad Pavic, care, mă rog, într-o tentativă, știu eu, necriminală de asasinarea a oricărui posibil lector, propune mai întâi ca acela să fie transformat în personaj. Și dacă reușești să transformi în personaj, după aia poți să-i și omori. Evident, fiind autorul unei cărți, faci ce vrei cu viața celor personaje, nu? Aici s-a discutat și s-a fabulat mult. Există și 6 personaje în căutarea unui autor, al lui Pirandello, și la noi s-a vorbit despre moartea autorului și despre revolta personajelor și despre... E o întreagă, mă rog, revoluție literară și, știu eu, culturală. Cartea, de fapt, pleacă de la un personaj cât se poate de real. Este vorba de un om fascinant, care, fiind miner, avea o cultură vastă, citea filozofie și, mai mult de atât, avea un cerc destul de mic de prieteni din care a făcut parte și Vianu. Omul a trăit la Baia Mare, a și scris ceva, dar s-au pierdut manuscrisele lui. Orice manuscris pierdut rămâne ca o obsesie și ca o, nu știu, ca o rană deschisă. Vă spun într-o propoziție, la un moment dat, Gabi Mihailescu, impresarul Mariei Tănase, avem acolo o carte despre Maria Tănase scrisă de el, mi-a povestit așa într-o doară despre un actor care a plecat în 40 la Paris, a fost distribuit în rolul Puc, a repetat 2 sau 3 luni, dar fiind foarte emotiv, nu s-a mai prezentat la premieră. De fapt, a anunțat acolo înainte că nu mai vine, că nu are curaj să urce pe scenă pariziană. Ei, acel actor a scris un roman care se numea Plozii lui Cucuruz. L-a scris la Paris. A venit cu el în țară, a încercat să publice la 1, 2, 3, 4 edituri, a fost respins sau nu mai știu ce s-a întâmplat. Cert e că acel roman s-a pierdut. Ei, credeți-mă că de câte ori se vorbește sau să aud cuvântul manuscris, licărește imediat amintirea acelui Mihail Roizen, ca așa-l chema, Mihail Roizen, cu Plozii lui Cucuruz. Deci, aș da foarte mult să găsesc acel roman, să văd cam ce putea să scrie acel om. Și chiar la un moment dat m-am gândit să fac asta. Și acum, având exemplu așa magnific al lui Vianu,
care de fapt și-a transferat cumva eul autorial, sau mai bine zis, a înglobat eul autorial al lui Alexandru, nu? Așa? Și scrie cumva și numele lui. De-aia spun că e o carte cu cel puțin doi autori, dar la un moment dat și dumneavoastră, dacă începeți să o știți, o să vă simțiți autorul acestei cărți. O să fiți acaparat și veți face parte din program, ca să zic așa. Vă citesc înainte de fragmentul de la pagina 126, citesc începutul acestei cărți. Toate instanțele acestui roman sunt fictive, inclusiv autorul. Dacă s-ar întâmpla ca vreun personaj să apară într-o bună zi pe stradă, să vă sune la telefon sau să vă scrie un e-mail, nu vă alarmați. Asta nu dovedește că uneori cuvântul se face trup. Eventual că sunteți deja în carte alături de el. Adică acolo unde vă e locul. Este un avertisment onest din partea lui Vianu, pentru că știe, e conștient de puterea lui de acaparare. Așa și un motto, de fapt două. Un fragment din așa, din Alemão, Sinopo, așa și Marconi, Jorge, Nicora, Lung, bun. Ce tristă zi, ce tristă zi. Chiar și eu, care nu merg niciunde, am luat-o în direcția greșită. Și al doilea e așa. Tot pe aici, tot pe aici. Dacă o iau într-acolo, e bine? Dacă vrei să mergi, e bine. Și unde voi ajunge? Nicăieri. Nu e nimic într-acolo. E bine? E bine, dar dacă o iau pe dincolo, e bine? E bine dacă vrei să mergi. Și unde voi ajunge? Nicăieri. Nu e nimic într-acolo. E bine? E bine. Și pe unde să o iau ca să ajung undeva? Ori încotro. Pentru că dacă vrei să mergi, vei ajunge mai încolo. Și pe aici e bine. E bine. Și pe dincoace e bine. E bine. Atunci mă duc pe aici. E bine. Numai să nu te oprești. Că-și vei da de nicăieri. Cam așa. Cam așa poate fi cumva prezentat romanul. Și acum fragmentul de la 126, care cred că e un pic emblematic pentru tot restul. Imediat. Îmi spun, nu renunța niciodată la tine. Orice om își este propria lui sărbătoare, nu te poți dărui altora dacă nu te dărui la nesfârșit ție. Deasupra tot ce ești, e zborul înalt și pasărea oarbă. Indiferența ne apropie de moarte, dorința ne apropie de păcat. Înainte și după tine, Doamne, cât întuneric. Și singurătatea e sărbătoare, dacă știi să o trăiești. Noi nu facem din cârpe stindarde. Cineva nechează în mine, cineva galopează în destin. Cândva vom fi simple drumuri rămase în urma pașilor neumblați. Simple bolți la un templu în care n-am mai intrat. Spărtura dintr-un gard, învinsă de o buruiană. Mamă, de când mă știu ador cu mâinile goale, de când mă știu îmbrățișez pe cineva nevenit, zeii hrăniți cu cerneală îndelung m-au îngenunchiat. Merită oare cucerite citadelele de hârtie? Am traversat incertitudini, am stat printre câini brazilieni, am visat case mirosind a varză și a proști. Mâinile îmi treceau prin aer degeaba. Ai venit. Ai venit de tot? Când mă gândesc că trupul meu, despletit peste toate ferestrele lumii, te căuta. Ochiul meu, încercănat de toate apusurile lumii, te privește. Iată-mă, divagant, vorbind ca și ei. Ce m-o fi avut când oare? Sigur, e un scurt fragment dintr-o sinfonie. Dar vă lăsăm să descoperiți dumneavoastră, pentru că la Sibiu, chiar rugându-l pe Vianu să, știu eu, să contureze câteva, știu eu, nu neapărat piste de lectură, ci mai degrabă să relateze câte ceva din arhitectura romanului, la un moment dat, cineva din sală mi-a spus, ce nu ne mai spuneți, opriți-vă, lăsați-ne pe noi să descoperim. Că altfel ne luați surpriza, ne luați, sigur, ne luați plăcerea de a descoperi singur deznodământul, dacă există vreunul. Există mai multe, de fapt. Există o mulțime de rezolvări în această carte. Trecem brusc în America.
Așa? Să, poate în ziua invităm pe doamna Maria Nisu să ne vorbească puțin despre prima carte a domnului Giorgioni, pentru că e foarte important, e foarte, v-am spus, două cărți importante sunt despre Iov în cultura română și una e aparține domnului Giorgioni. Și pe urmă vom vorbi și despre cei șapte morți uriași, logic. Feșorile sunt înaintate, numai noi pe noi, dar au trebuit să scurt, nu știu ce mai este, cartea nu am trecut-o, eventual personalitatea lui Giorgioni sau editura, eventual sunt, mă bucur că le găsesc în Timișoara editura Icon, pe care o întâlneam mereu la târgurile de casă, pentru că eu, vorba lui Caragiale, am luat mătășoare, iar că trecute fix în, la târgul de carte din vară la Bucfest și din toamnă la Gaudeamus și întotdeauna Eva. Și acum la fel am întâlnit și ce observ, această disponibilitate a editurii de a publica din diverse zone, nu numai local, cum sunt unele numai din zona și geografice, apropo și de domnul Ungureanu, care pe tapet oriunde pune conceptul de geografie literară. Și autorul și opera ce cuprinde în asta. Giorgioni e din Lugoș. Lugoș. Bine, Lugoșană. Ana Lugoșană. Și anul trecut am avut surprinderea să vestesc de ce am făcut liceu în Valea Jiului. Și am avut acolo un cenaclu poetic. Și unul dintre colegi era Petru Braț. Și deci rămas în Petroșan și găsesc o carte la editura Eikon, Eikon, cum se pronunță? Așa, ca să nu... Semnată de Petru Braț. Zic, uite, și din Petroșan a ajuns aici. Și de-aia mă bucur că este aici. Remus Giorgioni îl cunoașteți, e mai... mai de-al nostru. Și eu, pentru că spunea despre domnul și prozator și poet și asta, e la fel o personalitate multiplă. În primul rând, deci eu l-am cunoscut prima dată ca poet. Și are o poezie, chiar din la noi în bibliotecă am găsit o carte cu Cercetătorul Poema, acum mi-a spus, încercam să găsesc editura, autorul, și mi-a descoperit că noi, de fapt, am introdus o bibliotecă greșit, pentru că e o carte bibliofilă. Sunt numai câteva exemplare și un fel de încercare a unei ilustrată unei studente de la arte plastice, se ilustreze, deci folosind acest suport. Are o poezie încifrată cu foarte multe... Interesantă amalgamă asta de neologisme, de cuvinte neaușe și prozator, bineînțeles. Această carte, Lupta Alelu, a apărut tot la Eikon și m-a impresionat pentru că e o temă care atinge pe toți, ideea lui Iov. Pentru că toți suntem... De ce am scris un studiu mai detaliat, Iov ca model paideic, sau despre noi la puterea Iov. Pentru că este un model de suferință, e ceva deosebit. Iov e singurul din Biblie care s-a ridicat contra lui Dumnezeu. Deci în Biblie se spune să fii supus, robul lui Dumnezeu să ascult. El a fost singurul care s-a ridicat și l-a înfruntat, dar de ce? Pentru că el avea ideea faptului că nu are păcat. Deci se considera că n-a greșit cu nimic și voia să demonstreze, voia să înțeleagă. Și de fapt asta e și problema noastră, suntem tot, mereu ne punem întrebarea cine suntem, de unde venim și încotro mergem. Deci mereu e această nevoie umană de îndoială și de a cunoaște. Și la fel și eu, pentru că un mare scriitor acum la lansare spunea că vreau să înțeleg. Deși eu voia să înțeleagă, asta e condiția omului. Nu se meargă ca o mașină, ți se dă ceva și să iei ca... Da, deci să nu încerci să înțelegi, să explici ca să înțelegi rostul tău pe lume. Titlul este Lumi paralele, Universul durerii în cartea lui Iov. Și atunci am încercat să descifrez care sunt aceste două lumi paralele. Cartea se bucură de prefața lui Petru Ursache, un antropolog și etnolog vestit din Iași, care a murit
Și el avea și o carte tratat de estetică teologică și a preluat un titlu din cartea sa, Iov, cetățean al Împărăției, în prefața sa și în lucrările sale și Valeriu mi-a atras atenția că e și un capitol aici, în această carte, reluat din această idee a Împărăției, Împărăției Cerului. Cele două luni paralele sunt lumea pământească și lumea cerească. În carte, ce mi-a, de asta avea dreptate când spunea că poate e cea mai complexă sau aprofundată carte despre Iov, pentru că a pomenit de cartea lui Mircea Ciobanu despre suferința lui Iov, dar aceea sunt notații, fulgurații trecătoare, en passant. Când el a preocupat ca o obsesie, viața și suferința lui Iov și când îi mai venea o idee de poetic sau asta, mă nota, nu erau adunate, erau desfânate. Pe cât la el este aprofundat și cu un anumit plan. Și acestea intră și în polemică cu, și cu Cioran, îndrăznește să intre în polemică, pentru că Cioran, cu singurătatea lui Cioran și faptul că singurătatea absolută este când nu ai nici credință în Dumnezeu. Deci este singurătatea fizică, când nu-l ai pe celălalt, singurătatea sufletească, dar fel de absolut e când nu te părăsești de Dumnezeu. De aceea, în cartea aceasta și face referire la apropiere între Iov și Isus, foarte potrivită, după ce întreagă cu Socrate și cu Icar, că au vrut să zboare, ei s-au topit aripile, dar cu Isus și am găsit, considerat că Iov a suferit mai mult și a fost mai nedreptățit. Pentru că, într-un fel, l-a prevestit pe Iisus, dar Iisus știa că îndeplinește planul lui Dumnezeu. Deci, dinainte, a știut că va fi jertfit și este ales să mântuiască lumea. Pe când Iov nu. Iov n-a știut de pariul dintre Dumnezeu și Satana, în care Dumnezeu a spus, uite, îți arăt robul acela, el crede în mine, poți să-i faci orice, mai viață să nu iei. Și a pariat că nu va renunța la credința sa. Și eu de asta s-a suferit, pentru că boiala a provocat pe Dumnezeu să-i arate un semn, că există și că îl apără. Deci s-a temut că e părăsit de Dumnezeu, pe când Iisus nu. De aceea a trecut mai ușor peste toată suferința. Nu v-am mai rețin, m-a impresionat foarte mult și de multe ori mi-am însușit foarte multe idei și am încercat să analizez suferința prin această suferință lui Iov. Legat de cartea aceasta, ce am reușit să o subliniez, ce îmi place, de fapt, Remus Giorgioni are un stil și tocmai i s-a reproșat în cartea aceasta, într-o cronică, că de ce are un stil mai colovial, nu mai grav, adecvat teme de excaută de exegeză biblică. Pe când el are un... tocmai că e adaptat cititorului secolului nostru. Mai asta conectat la computer, apropo de bibliotecă indexat la dolar și la internet. Ei, de exemplu, pleacă copiii lui Iov, făceau un party și la acel party a fost anunțat un cataclism sau ceva cu navete spațiale, tot felul de imagini din acestea moderne. Ei, acest limbaj și umoristic este și în această carte, deci se împletește limbajul serios cu cel umoristic, chiar Giorgioni se ferește de stilul grav, e așa un fel de persiflare sau autopersiflare, cum se numește în gravitate care să plictisească și vrea să cucerească lumea. Se poate citi eventual, de exemplu, nu la o lansare de obicei se citește mai puțin să vorbească cel care prezintă, ci să se citească din carte. Așa e pe principiul, dar n-am știut ce să aleg. Eventual, convingi mai mult ca să citească gata textul propriu, poate eventual autorul, nu știu ce o să spună sau ce o să citească, dar ce am reușit să vă conving de această
acest melanj între stilul grav și persiflare și ironie și modern și cu jargon, cu termeni americanești, pentru că e un fel de, din experiența lui în America, am înțeles care e de acolo, un fel de viața imigranților de acolo care se întorc și încearcă să se adapteze. De exemplu, Preminger la Oi m-aș duce. Și mi-a explicat că Preminger era lucrătorii care construiau case din lemn, Preminger. Față de ceilalți care construiau cărămizile, tencuiau, stacomat. Sau, intrând în... Păi tocmai că incit să citesc titlurile de, de astea, de capitole. Pentru că, de exemplu, o vizită de curtoazie la Immigration, scris după cum se pronunță Immigration, sau Safari Express, Gulliver pe planeta gigantilor și tot felul de personaje care apar din acele conturi. Și era una Dorinel Fârțală de la Cimișoara. Așa că, eventual, dacă pot să citesc două, trei alineate de la, cum să văd personajul ăsta, de la Cimișoara. Cum de când am venit eu aici, Dorinel e sorarul echipei, cel care trage la frânghie și la stipete gărețile de mortar. Când execută el acțiune, face niște mișcări de tot haz, nefiind în stare să tragă din mușchi, smucește odată tare de frânghie, împingându-și fundul ascuțit în afară. Post cetecit la fabrica de mânuși, Dorinel a fost pus pe liber pentru că s-a contradis cu directorul în legătură cu calitatea materiei prime. Directorul, zice Dorinel, încerca să-l oblige să dea aviz favorabil unui lot de marfă de calitate îndoielnică. Așa a ajuns Dorinel în America. A rămas fără serviciu, iar venind aici a rămas și fără nevastă. Și tot așa, cuplări cu momente actuale, cu... deci, explicați și ce spunea la început apropo de copertă, ce contrast între această sobră copertă și această copertă foarte colorată, care spune chiar exprimă viața picarescă și plină de aventuri din interior, unele mai glumețe, altele mai pisante, mai picanterie, așa că vă invită la lectură. Da, da. Așteptați. Da, ieri cineva, mă rog, a numit această copertă că fiind din pop art, bine, trebuie să vă spun nu pentru a, mă rog, am exonerat de răspundere, ci să vă spun că, de fapt, pregătisem alte trei variante de coperte, dar sobre și chiar grave, unele chiar sumbre, cinci variante de coperte. Și în ultima instanță, domnul Giorgione m-a spus și zice, domnule, sunt prea sobre, sunt prea... Hai să facem una așa, prea funerare. Da, deci morții mei sunt vii, pentru că, de fapt, ăștia sunt morții la care, cărora a dat viață domnul Giorgione, dacă vreți să ne jucăm un pic cu limbajul. Pentru că în acești 7 morți uriași la care a contribuit la seară,